dat așa câte o pereche de oameni și spune: Părinte, oare să-l iert pe bărbatul meu că, uite, m-a supărat și l-am prins, m-a înșelat, mă rog. Ei, te-a înșelat. Nu te-a înșelat, drag, a fost într-un schimb de experiență. Ține-l acasă că altul mai bun nu găsești, mai rău, da. Iartă-l și ține-l din scurt și dă-i atribuții, nu-l lăsa de capul lui. Sau vine bărbatul și spune: Părinte, vreau să o las că e rea, nu mai pot. Mai alta mai bună nu găsești. Tu ai stricat-o și pe asta. Ea era bună când ai luat-o, când o luai dacă era rea. Deci, vedeți că suntem schimbători de la o zi la alta? Cum facem și în societate? Îți iei azi o mașină și peste o lună o vinzi, că nu-ți place. Îți faci o casă când o termini. Nu, dar asta nu ne place, e prea mare. Facem una mai mică, deci ne-a făcut o mică din prima. Deci trebuia să muncești de două ori ca pe cală, duci vaca în târg și o legi copac să o mănânce lupul. Deci, noi, din cauza că nu avem discernerea și măsura înțelepciunii, Dumnezeu ne-a luat harul cunoașterii, a priceperii și a științei și ne-a lăsat să îmblăm după nebunia minții noastre. Și atunci, nebunia minții noastre, ce au început oamenii să caute? Oamenii au început să caute cai verzi pe pereți. Sfinții nu și-au pierdut vremea cu așa ceva. Sfinții au avut țintă fixă. Hristos în inima mea. Hristos în viața mea, Hristos în faptele mele. De-aia țăranul sfințește fântâna, că știe că i-a făcut-o lui Dumnezeu și pentru cei ce vorbea apă. De-aia țăranul sfințește stâna, că știe că brânza care o mănâncă oamenii trebuie să fie sfințită, să nu se facă vrăj, să nu se ia mana de la oi și alte tipicuri de-astea. Bătrânești, credința aia primitivă, dar sănătoasă, în care Dumnezeu se odihnește ca un copil pe pilotă, pentru că îi place inima în simplă, înfrântă și smerită, nu vrea teologie din aia în care tatăl se regăsește în fiul și se revarsă în duhul și duhul se proslăvește în tatăl și în perihoreza aceea nimeni nu mai știe ce-i fraza. Dumnezeu vrea cu tine și tu cu El. Simplu, ca bună ziua, în două cuvinte. De aceea țăranul sfințește blidul la Paști, de aceea țăranul primește pe preot cu icoana, de aceea țăranul primește pe preot cu boboteaza, de aceea țăranul își botează copilul, de aceea țăranul dă cincei la biserică, de aceea țăranul pune flori pe mormânt, de aceea țăranul dă ou roșii de pomană, de aceea țăranul face colivă, pentru că știe că toate sunt scrise la Dumnezeu, nu sunt pentru popă, ca să știți. Un popă, dacă îi dai să mănânce cât poate el mânca, pocnește în prima zi, pentru că oamenii n-au măsură, îi dau mai mult decât trebuie.